Veselii și în Țara Sfântă, Dumnezeu te-a proslăvit. Numele Marul Prorocinii și Ioan Botezătorul în viață ne-ai purtat și lor după putințele urmat rogul de pururea pentru noi nevrednici. Roagă-te ca să aflăm mină în ziua judecății de apoi și împreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu. Aleluia! Care cu darul lui Dumnezeu din fragile copilării ai mers pe calea sfântă a desăvârșirii. Iar prea bunul, prea înduratul Dumnezeu a binevoit să te proslăvească pe pământ și în cer. Te rugăm, auzi-ne și pe noi nevrednici păcătoși, care îndrăznim să venim cu toată evlavia, umilința către tine, ca să te rogi prea bunului Dumnezeu ca și nouă să ne ajute cu mila, cu îndurările sale, prin rugăciunile tale, să mergem pe calea cea sfântă a poruncilor lui și din toată inima să ne silim a lucra cele bune spre folosul sufletelor noastre. Fie ca prin mila îndurarea lui Dumnezeu și prin sfintele tale rugăciuni să avem și noi milă și îndurare în ceasul morții noastre și în ziua judecății de apoi. Amin. Monahii Damaschin, Visarimon, Monahii de Caterina Lavrentia, frații Sorenicu, Lucian, Gheorghe, Vasile, Paraschiva, cu tot neamul lor ce-a dormit, alți ctitori binefăcători de bine, slujitori adunci au slujit vețuit în această sfântă mănăstire, fiecare după lor nume să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-împărăția sa. Voi curăte ceea ce ești plină de dar, Marie, Domnul este cu tine. Vrednică ești cu Oh,
Sfânta noastră mănăstire, în afară de Preacurata Maica lui Dumnezeu, care este ambasadoarea sufletelor noastre, care adună rugăciunile noastre și este stâlpul și sarița mănăstirii, mă refer la icoana făcătoare de minuni, avem și sfinte moaște foarte importante, aș putea spune. Îmi readuc aminte că mi-am dorit foarte mult să merg în Țara Sfântă cu ucenicii mei, cu fiii mei duhovnicești. Și mulțumindu-i Bunului Dumnezeu și Maicii Domnului, am ajuns la Sfântul Ioan Iacob de 4-5 ori. Părintele Clement Haralam, care a fost exarh al mănăstirilor noastre, care a fost sarițul Sfinților Treierari, Mănăstirea Sfinții Treierari, care este mare eclesiarh al Patriarhiei Române, am luat binecuvântare și am spus că merg să mă închin la Sfântul nostru român, Ioan Iacob. Apoi îți dau o ascultare, Părinte Nicodim, să spui așa: Sfinte Părinte Ioan, vin acasă în România. Și am strigat cu lacrimi între ori românii noștri dragi, care am fost pelerini închinători, le-am citit acatistul, nici nu m-am gândit în viața mea, eu păcătosul netrebnicul, că Sfântul îmi va asculta puțin rugăciunea mea și a fiilor duhovnicești, ca după un an, dacă nu mă înșel, fără să știu, să apară o părticică din Sfântul nostru Ioan Iacob Hozevitu în mănăstirea noastră. Iată că Sfântul Ioan a binecuvântat și a blagoslovit pentru toți credincioșii care nu reușesc să ajungă în Țara Sfântă pentru binecuvântare la Sfântul nostru drag, a venit la noi acasă. De altfel, bine știm că în țara noastră, doar la seminarul teologic Mănăstirea Neamț se află Camilavca, am înțeles metanile și un fragment din Sfintele Moaște. Și apoi, iată că mănăstirea noastră a fost blagoslovită de milostivul Dumnezeu și Sfântul Ioan Iacob. Unii frățile voastre vă puteți închina astăzi la această mare sărbătoare, unde cinstim, cum se cuvine, pe Sfântul nostru român. Suntem, poate ne dăm și puțin credincioși și nu facem îndeajuns și nu cinstim îndeajuns Sfinții care sunt prietenii și casnici lui Dumnezeu. Racla din fața dumneavoastră, care șade zi noapte lângă icoana făcătoare de minuni, unde toți pelerinii vin zi noapte să se închine Maicii Domnului și Sfântul Ioan Iacob, Sfântul Alexandru Roman, ocrotitorul tinerilor și a părinților care n-au copii, și Sfânta Agafia, noua canonizată din Basarabia, tămăduitoarea de oase. Și mai mulți sfinți veți afla acolo, vă veți închina la racla de mijloc, apoi va fi dusă din nou lângă icoana Maicii Domnului. Vreau să vă spun că pe 12 august, în fiecare post, Preasfințitul Părinte Episcop Calin Botoșenean a blagoslovit această frumoasă rânduială. În Sfânta noastră mănăstire, unde de altfel Preasfințitul este titlul Sfinte noastre mănăstiri, în afară că este și un arhitect mare acestui loc și a multor așezăminte de cult și mănăstiri, Preasfințitul a binecuvântat să nu ne lase lipsiți, să ne lase lipsiți de această mare slujbă de folos nouă, taina Sfântului Maslu, unde a luat o mare amploare în mii de credincioși, când Preasfințitul Părinte Episcopalnic este prezent la această mare slujbă. Și iată că pe 12 august, la ora 17, Preasfințitul Părinte Episcop va sluji taina, va săvârși taina Sfântului Maslu. Dar mai avem o mare binecuvântare, unde Preacuviosul Părintele nostru Stareț, atât zic al nostru cum este prieten de suflet, Părintele Nectare din Basarabia, care de loc este din Bucovina, din Cernăuț, Crasna, Ilski, dar este slujitor pe lângă Chișinău, o să vă spun la urmă mănăstirea, cum se cheamă mai clar, știu că hramul este Cneaz Vladimir, Horăști, da? S-a gândit să ne aducă Sfinte Moaște foarte importante, de folos pentru sufletul nostru. Sfânta Împărăteasă Elena, Sfântul Mucenic Victor, Pantelimon și încă doi sfinți mari. Deci exact în, după timp, după Sfânta, după slujbă, vom scoate spre închinare aceste Sfinte Moaște care vor fi aduse.
și dăruite sfinte noastre mănăstiri. Sfânta împărăteasa Elena, câtă binecuvântare avem noi, nu se scoate recizbărbată. Să dau lui Costică să citească mai bine că n-am ochelare, ceilalți doi sfinți să nu greșesc. Ia uite asta, te vezi acolo. Sfânta împărăteasă Elena. Primul. Sfântul Teodor Stratilat. Teodor Stratilat, Teodor, da. Teodor Tiron. Teodor Tina, Tiron și Sfânta împărăteasă Elena, da? Și Victor. Victor. Deci patru sfinți care vor fi. E greu de răspuns, Doamne, ce-am spus dumneavoastră acum, ca Sfântul nostru vine în România. Numai Sfântul nostru va decide când va vine în România și când vom fi noi vrednici. Să știți, nu uitați, noi trebuie să ne rugăm mult mai mult, mult mai mult. Să credem la pământ cu capetele plecându-ne și cu lacrimi, ca Dumnezeu să lucreze pe Sfântul nostru și să vină în România. Dar nu noi știm asta, numai Dumnezeu va o rânduit. Să doriți chinele, să spuneți că gospodar, deși nu am numele lor, nu știu, dar Maica Domnului știe numele și l-a scris deja, o să oferi masa de astăzi pentru toți fericii. Veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lor pomenire.